Luna aceasta s-a împlinit 110 ani de la punerea în funcțiune a uzinei de apă urseni, prima sursă de apă potabilă a Timișoarei. Turul va fi ghidat de către Violeta Mihalache. Expoziția va avea loc la Muzeul Apei, sâmbătă, în data de 29 iunie, ora 13. Vizita va începe la pavilionul de acces cu expoziția Sânziene la Ozn, dedicată tradițiilor și artei populare.